al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cu toți. Împărate Celestul, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pretinde de ești și toate lumești, Vistierul Mântărților și Sfântătorului de viață, vino și te sărășește cu noi și ne curățește pe noi de toată Dumnezeu și mântuiește bunul de sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, numește, Doamne, numește, Doamne, numește, pentru numele Domnului Sfinții de Părinte, binecuvântați. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, ajută până seara! Luați loc și veniți cât mai în față, cât mai aproape, să vedeți bine și să auziți bine. Și să ascultăm toți cu luarea minte. Ne bucurăm și dăm slavă Lui Dumnezeu, cu mereu de Părintele Protoireu Gheorghe Colțea, în această duminică, la această seară duminicească, exact la un an. Exact la un an, de la întâlnirea anterioară de anul trecut, tot din data de 28 octombrie 2017, cum ne-am întâlnit și cu domnul doctor Pavel Chirilă, duminica trecută, tot la un an, de la întâlnirea anterioară din anul 2017. Îl avem în mijlocul nostru de Părintele Protoireu, Gheorghe Colțea, pe care îl știți. Cuvintele mele ar fi prea sărace să-i fac eu vreo prezentare. Îl știți din cărțile pe care le-a scris, din predicile pe care le ține, din emisiunile Trinitas pe care le realizează, din interviurile sau emisiunile la radio, respectiv TV Trinitas, la care a participat. Chiar mulțumim că în mijlocul nostru sunt atâția reprezentanți media, frunte cu Părintele Cornel Enache de la Radio Trinitas, cu domnul Cătălin Ion de la Plăcașuri Ortodoxe și ceilalți. Părintele Protoireu Gheorghe Colțea a venit astăzi aici, nu singur, ci cu Sfinții, pe care îi mărturisește, pe care îi slujește, pe care îi evocă și pe care îi invocă, cu care s-a însoțit și se însoțește permanent. Așa se explică faptul că rezistă și cu sănătatea, și cu mintea, și cu trupul, și cu spiritul, și că are cuvântul trezit cu sare, și că propovăduiește și mărturisește cu timp și fără timp, și că deja boala diabetului pentru Sfinția asta este așa un capriciu, fiindcă Părintele trece prin niște minuni, aproape zilnic, dacă nu chiar zilnic. De ce? Fiindcă El, Dumnezeu prea bun, cu noi cu toți și cu Părintele și cu noi cu fiecare, are o lucrare, are o misiune pe care e bine să ne-o căutăm, să o cercetăm și mai ales să o descoperim, să o găsim. Părintele Protoireu va veni și în seara, a venit și în seara aceasta să vorbească de data aceasta despre neamul lumnesc. Cum o face întotdeauna, cum a făcut-o întotdeauna, cu mult curaj, într-un mod asumat și responsabil, neavând teamă de nimeni și de nimic. Și bine face că ne inspiră, căci astăzi avem nevoie de bărbați în această țară, în acest neam și în acest popor, care să spună lucrurilor pe nume, care să arate răul, să spună daunei da și lucrurilor nu, care să ne fie nouă drept călăuze și îndrumare, pilde și repere, în această orbecăire, la care suntem supuși sau de care noi suntem afectați și copleșiți, a ne duce viața în aceste vremuri pe acest pământ. Și veți vedea că va spune lucruri tari și bine va face. Poate reușim din toate aceste întâlniri, din toate aceste seri duhovnicești să ne mai trezim. Am spus-o și în alte dăți și duminica trecută la Domnul Doctor Pavel Chirilă și la alte biserici duhovnicești, să ne mai revenim. Și poate lucrul acesta îl va face, căci aceasta e menirea sau misiunea, și cenat luminălină, duminica viitoare. Când Părintele Cătălin Dumnezeu,
încă de dimineață de la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și mai ales după masă la orele 16, în spectacolul, în recitalul extraordinar, cântec pentru reîntregirea țării, vor, prin poezie și prin muzică, prin cântecele patriotice compuse chiar de Părintele Doru Gheajă de la Alba Iulia, cu Ardeal, noi suntem români, Mării Ardeal, poate va reuși, fără a intra într-un patriotism derizoriu sau un ceva așa banal, ci ceva consistent și substanțial, sănătos și autentic, zic, poate va reuși să ne mai trezească, să ne mai revenim, să fim de aici încolo, de acum încolo, mai puțin dezbinați și mai mult uniți, mai puțin manipulabili și mai mult mintea trează și curațiunea în lucru sau în lucrare. Toate aceste primiri și seturi omicești, apologetice și catehetice, au acest scop. Sunt realizate din acest motiv și cu acest scop. Al trezirii conștiinței noastre amorțite. Conștiințelor noastre amorțite. Spre a ieși noi din toată această amețeală în care suntem înfundați zilnic, și spre a fi, cu adevărat, urmași lui Hristos, împlinitori ai voinței sale, ascultători de învățătura lui cea sfântă și veșnică, cerească și dumnezeiască, ca astfel să punem început bun vieții noastre particulare și vieții noastre publice, naționale, de țară, de neam, în care să troneze demnitatea, să troneze unitatea, să troneze identitatea clară, știind și bine știind, măcar de aici încolo, cine suntem noi cu adevărat. La toate aceste gânduri, frământări, ne va răspunde în această seară Părintele Gheorghe Colțea, reamintindu-vă că vă așteptăm și duminica viitoare la cenacul luminării. Vor fi și la Sfânta Liturghie, vor da răspunsul de la strană și apoi la orele 4, amiază, orele 16, va fi un spectacol și un recital extraordinar. De 9 luni lucrăm la acest spectacol. La organizarea lui aici au fost și zi. Să nu credeți că aceste întâlniri nu sunt însoțite și de ispite, din toate părțile, și din partea invitaților, sau la adresa invitaților, și din partea gazdelor, și din partea organizatorilor, și așa mai departe. Însă, cu Dumnezeu, cu un pic de încredere, cu mai multă perseverență și cu un strop de tenacitate, le biruim și le parcurgem, le depășim și le gestionăm pe toate. Să ne ajute cu Dumnezeu, Părinte Procureu, mulțumim de toată dragostea. Părintele a venit direct din liturghie, aici, la această a doua liturghie, dacă putem spune așa, hrănindu-se pe drum cu Sfinții și odihnindu-se între Sfinți, între Sfinții pe care îi avem aici, în fața noastră, prin Sfintele moaște pe care Părintele ne le-a adus în dar, ca să avem la cine și la ce ne închinăm. Să ne ajute Dumnezeu, bine ați venit!